Salutare dragi prieteni, eu sunt aici Football și iată-ne la un nou video, îi zic eu, foarte interesant pe canalul nostru de YouTube. Astăzi, după cum probabil că știți, începe mini-returul, dacă vreți, sau mai bine, îi încep ultimele 4 etape ale ligii întâi, care vor decide cine merge în play-off și cine merge în play-out. Așa că astăzi vom lua cele 7 echipe care se vor bate pentru cele 6 locuri de play-off. Este vorba de CFR, FCSB, Craiova, Astra, Botoșani, Viitorul și Dinamo și vom analiza puțin activitatea fiecăreia dintre ele pe piața transferurilor în această iarnă și în funcție și de programul pe care l-au făcut, ce șanse ar avea ele să atingă acest obiectiv. FC Botoșani, așadar, prima echipă despre care vom vorbi în acest video în care analizăm echipe din Liga 1. S-a întărit în atac, după cum veți putea vedea, Bojan Golubović a semnat cu ei, venit de la Gazmetan Mediaș, de asemenea și Mircea Axente, așadar doi atacanți centrali și el a venit la echipă, plus Cătălin Golovca, întors de la FCSB după o jumătate de an în care nu a convins acolo. Olimpiu Moruțan va rămâne și el la echipă până la vară, când va pleca la echipa lui Becali pentru 700.000 de euro, iar Vlad Achim, văd că a fost și el împrumutat la echipă, probabil până în vară. De asemenea, Axinte, un alt jucător cu multă experiență, vine și el de la Voluntari la Botoșani. Așa că, iată, în general, deși pare că s-au întărit mai mult în atac, au adus și un fundaș și un mijlocaș, așadar patronul echipei, care de fiecare dată destul de cumpătat, a știut să-și întrească echipa pe toate planurile, de așa fel încât Botoșani o să rămână o echipă foarte organizată, cum a fost în prima parte, o echipă nu cu foarte multe valori individuale, însă o echipă foarte, foarte organizată. Iată Botoșani, așadar, în clasamentul din Liga 1, locul 5, 35 de puncte, la 2 puncte în spatele Astrei, însă la 1 singur în fața Viitorului și al lui Dinamo, cele două echipe cu care se va bate la titlu. Cel mai slab golaveraj pentru Botoșani dintre echipele care se bat la play-off în momentul de față, doar plus 3. Cea mai slabă defensivă la egalitate cu CSU Craiova, care însă are un atac superior. Și le va fi greu, sincer, pentru că uitându-ne la meciurile pe care FC Botoșani le mai are de jucat, constatăm că prima parte este cu Juventus București, aici ar trebui să vină cele 3 puncte facil pentru botoșeneni. Urmează apoi din nou pentru Botoșani o deplasare la Iași, una foarte dificilă, se câștigă foarte, foarte greu la Iași, așa că un meci foarte greu pentru ei, un derby al Moldovei și va fi foarte important să câștige acolo. Urmează meci cu Viitorul, adversară directă în lupta pentru play-off, urmând ca în ultima etapă să joace acasă cu Gazul. Așadar, două meciuri grele cu Viitorul și cu Iașu și două meciuri accesibile cu două echipe care se bat pentru radare, Gazmetan și cu Juventus. Le vor fi oare suficiente 6 sau 7 puncte pentru intrarea în play-off? Asta rămâne de văzut și contează foarte mult ce vor face și celelalte echipe. Astra Giurgiu, a doua echipă despre care vorbim în acest video. Valoarea lotului este de 11 milioane de euro și haideți să analizăm puțin ce a făcut această echipă pe piața transferurilor. A venit așadar Urco Vera sub formă de împrumut de la CFR Cluj. De asemenea, Florin Matei, întors și el de la Rijeka, tot sub formă de împrumut, și Matei și Laurențiu Buș. Așadar, trei jucători de atac cumpărați de Astra Giurgiu în această pauză de transferuri, deși atacul nu a mers așa de rău, vedem 31 de goluri și marcate și o defensivă destul de ok. Poate Edi Iordănescu s-a gândit că va avea nevoie de mai multă forță ofensivă. A plecat însă Antonio Talec, după cum probabil că știți, un jucător care, deși a venit ca un fel de vedetă în România, nu a dat un randament senzațional, hai să fim serioși, nu a jucat senzațional de Talec, 2 sau 3 goluri a marcat maxim. Și va începe în deplasare cu Viitorul, deja un derby foarte important pentru ei, pentru că Viitorul este adversarul direct la intrarea în play-off. Apoi urmează cu Mediașul, un partid pe care este obligată să câștige. Continuă cu CFR Cluj, asta și în ultima etapă cu Dinamo. Un program infernal, fraților, un program absolut infernal pentru echipa lui Edi Iordănescu și probabil că de aceea s-au întărit așa de mult în atac, pentru că vor avea nevoie foarte mare. Campioana în titlul României, Viitorul Constanța, dacă în sezonul trecut părea sigură de play-off cu multe etape înainte de final, de această dată se va bate probabil până în ultima etapă și putem
remarca la viitor. Transferul acestui băiat, Malison Lima, a venit de la Dordrecht din prima ligă olandeză. Îi vine Yanis Hagi pe 2 milioane de euro. Se întoarce de la Fiorentina la viitorul. Nu a convins la Fiorentina, n-a reușit să se impună acolo. Și iată-i întors, iată-l întors așadar de către tatăl său cu aceea sumă cu care a fost vândut. Valentin Cojocaru, pariul lui Gică Hagi pentru această a doua parte a sezonului. Fost portar la FCSB, transferat în Italia. Nu a convins și iată-l acum întors de la Apollon Limassol de această dată cu sub formă de împrumut. Probabil cea mai mare pierdere pentru viitorul este acest Cristi Ganea, plecat pe 1 milion de euro la Athletic Club de Bilbao. Asta va fi chiar o pierdere importantă pentru cei de la viitorul, însă mai are aici câțiva băiesaci cum ar fi Denner sau Mitache și poate va mai găsi niște tineri la Academie. Și începe cu asta Giurgiu acasă, urmează apoi deplasarea la Ploiești pentru meciul cu Juventus. Continuă acasă cu Botoșani, o altă contracandidată, și încheie cu Iașiul. Din nou echipă cu program foarte, foarte greu viitorul, însă poate profita, zic eu, de faptul că în ultima etapă Astra și cu Dinamo joacă una împotriva celelalte, ceea ce înseamnă că nu vor reuși ambele să scoată 3 puncte în acest meci, doar o echipă va putea să scoată cele 3 puncte sau va fi egal. Și astfel poate să-și asigure prezența în play-off chiar în ultima etapă. Dinamo București, prieteni, a patra dintre cele 4 echipe, evident, care se bat pentru cele 3 locuri de play-off în acest sezon. Au fost discuții pentru foarte multe transferuri în această iarnă, însă doar câteva s-au concretizat până la urmă. Remarcăm, bineînțeles, plecarea lui Rivaldinho și a lui Felipe Nascimento la Levski Sofia, deși nu apar aici, evident că noi le cunoaștem. Apoi Daniel Popa se întoarce de la Botoșani, aveam nevoie de atacant și deși Daniel Popa nu este o soluție prea grozavă, vine acolo să întărească, dacă vreți, lotul. Ivan Pešić, venit de la Hajduk Split, acest left winger liber de contract, nu știu ce să zic despre, nu-l cunosc prea bine. Rămâne să vedem ce va face pe teren, la fel ca și Aitor Monroy, un jucător trecut prin România pe la cei de la Ceahlăul Piatra Neamț. Un prim transfer răsunător este evident Dan Nistor, venit de la CFR Cluj în această iarnă. La CFR Nistor nu prea a fost folosit și iată astfel trimis înapoi la Dinamo, acolo unde zic eu că este locul. De asemenea, Vlad Olteanu și cu Mihai Popescu, ambii s-au întors de la voluntari, gata să întărească defensiva echipei lui Vasile Miriuță. În rest au mai fost discuții cu Ronaldo Deaconu și cu Laszlo Szepsi, însă după ce plecarea lui Oliva nu s-a concretizat, cu Oliva rămânând la Dinamo până la urmă, nu știu dacă Szepsi va mai veni la echipă, iar de asemenea Deaconu, în situația în care a venit Nistor, cred și Monroy de asemenea, cred că are ușa închisă. Dinamo, program foarte, foarte greu, duminică la 20:45 în Ștefan cel Mare, debutăm cu Craiova. Urmează apoi deplasarea la Chiajna, una foarte grea pentru că Dinamo câștigă foarte greu cu Chiajna. Cred că probabil fanii dinamoviști își amintesc despre acele meciuri de coșmar cu Chiajna și în acest sezon ne-a bătut Chiajna cu 3-2 parcă în campionat. A fost un meci jucat la ora 4 parcă. De asemenea, anul trecut Andone a fost dat afară după o deplasare la Chiajna pierdută, așa că meciurile cu Chiajna sunt foarte grele. Apoi avem un Dinamo FCSB, urmând ca în ultima etapă să jucăm cu Astra Giurgiu, un program absolut infernal pentru Dinamo. 4 meciuri colosal de grele, 4 finale dacă vreți. Nu știu, nu pot să dau sincer un pronostic. Vreau să fiu optimist fiind fan Dinamo și să zic că Dinamo se va califica la play-off, însă sincer, fără să îmi țară cineva în cap, ținând cont de programul pe care îl are Dinamo, după părerea mea, este echipa cu cele mai mici șanse de a accede în play-off. 4 meciuri foarte, foarte grele. Însă eu am încredere că băieții lui Miruță totuși se vor mobiliza și că dacă vine și Toje va ajuta și echipa destul de mult și că vom reuși până la urmă să scoatem punctele necesare pentru a ne califica în cele mai bune 6 echipe ale campionatului. CSU Craiova, următoarea echipă despre care vorbim și prima dintre cele 3 formații care se vor bate pentru câștigarea titlului sau care cel puțin la momentul actual parcă se vor bate pentru acest obiectiv. O echipă foarte ofensivă Craiova, după cum știm, o echipă foarte, foarte spectaculoasă
și s-a întărit evident acolo unde ne-am fi așteptat, și anume în ofensivă. Dominic Glavina semnează de asemenea, Ovidiu Bicu, mijlocaș ofensiv, și el venit în această pauză de an. În schimb, nu avem transferuri notabile, după cum puteți vedea. Acestea ar fi cam singurele mutări pentru Craiova și, sincer să vă zic, mai aștept sau m-aș fi așteptat, dacă vreți, ca echipa lui Mancea să se întărească și în defensivă. Puteți vedea aici, în comparație cu FCSB-ul și CFR Cluj, un crater, dacă vreți, între defensivele lor și ale Craiovei. A primit de aproape 2 ori mai multe goluri decât CFR-ul și cu 9 goluri mai mult decât Steaua. Și m-aș fi așteptat, după cum v-am zis, să își cumpere ceva jucători în defensivă. Sunt calificați în play-off, asta este clar, deși matematic încă nu își obțin această prezență. Vor merge acolo, însă eu cred că le-ar mai trebui măcar 1-2 jucători în defensivă pentru a întări acest compartiment. Craiova începe, după cum veți putea vedea, în deplasare cu Dinamo, în Ștefan cel Mare, urmează apoi cu Sepsi acasă pentru Craioveni, cu Voluntari și în ultima partidă cu ACS Poli Timișoara, așa că părerea mea că minim 9 puncte ar fi obligatorii pentru Craiova. Poate de ce nu și victorie în Ștefan cel Mare cu Dinamo, deși va fi destul de greu, însă 9 puncte ar fi obligatorii pentru Craioveni pentru a rămâne în lupta pentru titlu. Ar trebui să profite de faptul că CFR-ul și FCSB-ul o să aibă meci direct și atunci una dintre aceste echipe cu siguranță, sau dacă nu amândouă, să piardă puncte. Așa că Craiova, deși se află la 6 puncte de primul loc și la 4 de al doilea, după înjumătățirea punctelor se poate apropia și mai mult și de asemenea dacă reușește în această perioada de 4 meciuri să acumuleze măcar 9 puncte, va fi acolo, va fi în coasta FCSB-ului și cu siguranță foarte aproape și de CFR Cluj. CFR Cluj, liderul ligii întâi, prieteni, și probabil echipa care a fost cea mai activă pe piața transferurilor în această iarnă, luându-i acest titlu rivare la titlu FCSB. S-au întărit foarte bine defensivă cei de la CFR, știți probabil, mai ales cei care urmăriți constant meciurile CFR-ului, că ofensiva a fost mereu o problemă pentru echipa lui Superdan. CFR-ul de obicei nu marchează mai mult de un gol sau două într-o partidă, este mulțumită să puncteze o dată și apoi să țină de rezultat până la final sau chiar să marcheze într-un 11 metri, ținând cont că numai Culio, din câte mi-amintesc eu, are 7 goluri marcate de la punctul cu VAR. Dan Petrescu, din fericire pentru el și echipa sa, și-a dat seama de aceste lipsuri și a mutat, zic eu, foarte bine prin George Țucudean, jucător venit de la Viitorul, un atacant pentru care însă am destul de multe dubii, ținând cont de faptul că Țucudean, de fiecare dată când a plecat de la o echipă la care se afla în formă, la echipa la care a ajuns, nu a mai dat același randament. S-a întâmplat acest lucru când a plecat de la Dinamo la FCSB, de exemplu, via Charlton, pentru că a trecut pe la Charlton între Dinamo și FCSB și parcă a trecut parcă și pe la Standard Liege, dar în orice caz a fost adus la FCSB ținând cont de forma pe care a avut-o la Dinamo, acolo n-a confirmat și de asemenea acum, după un sezon bun la Viitorul, nu știu ce va face la noua sa echipă. Valentin Costache a aruncat practic pe ușa din dos de Ionuț Negoiță, un jucător de perspectivă pentru Dinamo, însă Negoiță, cum a văzut că a primit niște bănuți, l-a dat instant trenul, nu s-a mai gândit la altceva. De asemenea, Alexandru Ioniță, trei jucători foarte importanti pentru atacul CFR-ului, probabil Costache, rezervă, însă Ioniță și Țucudean, eu zic că vor fi jucători de primă mână în această parte a doua a sezonului. Remarcăm de asemenea și venirea acestui fundaș central, Gilvan, 28 de ani. Remarcăm că CFR-ul are un meci acasă cu Chiajna, apoi derbiul cu FCSB care poate însemna rocada în vârful clasamentului ligii întâi, însă CFR-ul poate avea un atu important aici. FCSB-ul are partidă cu Lazio după acest meci și poate Becali, deși nu cred, va amenaja câțiva dintre jucători. Urmează meciul cu Astra, o echipă care se bate la play-off, deci o echipă grea pentru CFR, rămas totuși fără Ioniță, a ajuns tocmai la CFR Cluj, iar în final deplasarea la Ploiești cu echipa în derivă, cu Juventus Bucureștiul, care se va bate cu siguranță la evita retrogradării în acest sezon. CFR Cluj, după ceea ce a făcut în această perioadă de transferuri, după părerea mea, principal adversar al titlului, mai ales și după ceea ce face FCSB-ul în aceste momente cu jucătorii ei importanți, echipă despre care vom discuta imediat.
FCSB așadar principala adversară la titlu pentru CFR Cluj în acest sezon, în cazul în care Craiova nu va ține pasul. A făcut câteva mutări interesante și câteva chiar ilogice, dacă vreți, după părerea mea. Bine, Cristian Tănase, 30 de ani, jucător, fost jucător consacrat al echipei, un jucător venit mai mult pentru a gestiona vestiarul, pentru a fi un lider și un exemplu pentru jucătorii mai tineri din echipă. De asemenea, tot de la Carabuc Sport, tot liber de contract vine și Valeric Găman. FCSB-ul a cedat 4 jucători, care mai mult însă se dau pe banca de rezerve, jucători care nu prindeau prea mult echipă. Este vorba de William de Amorim, Daniel Benzar, Mihai Pleașcă și cu Vlad Achim, jucători care nu au convins la echipă. William de Amorim venit ca o vedetă, a sfârșit până la urmă vândut la Kayserispor. În schimb, o plecare foarte, foarte interesantă este cea lui Florin Niță, pe 2 milioane de euro, Gigi Becali îl vinde la Sparta Praga și practic își dă unul dintre artizanii principali la performanțele echipei din ultimii ani. Florin Niță, un portar care apăra foarte bine, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, după cum a declarat și Nicolae, adică 30-40% din echipă o făcea Niță și sunt sincer de acord cu ei. Dacă este un jucător pe care îl admiram de la FCSB, deși sunt dinamovis pentru caracterul stovacel, este cu siguranță Florin Niță. După părerea mea, Becali a făcut o mutare proastă. De asemenea, se vorbește despre plecarea lui Edinho Ere. 3 milioane de euro, din câte am auzit eu, ar fi oferite din China pentru transferul francezului și sunt sigur că Gigi Becali va răspunde cu da la această ofertă. O ofertă foarte bună pentru Edinho Ere, care va împlini, după cum puteți vedea, 30 de ani pe 21 februarie. În Liga 1, Steaua, locul 2 în spatele celor de la CFR Cluj, cel mai bun atac de departe din Liga 1, însă după plecarea lui Nioere nu știu cum se vor prezenta lucrurile. 12 goluri în 20 de etape în toate competițiile a avut Nioere, așa că va fi interesant cum va gestiona Nicolae Dică situația și pe cine va juca acolo. Se vorbește despre Florin Tănase, care a fost folosit mai mult mijlocaș ofensiv și care nu are alură de vârf. Iar Denis Alibec, aflat într-o formă proastă, nu știu dacă poate face ceva. Vedem și meciurile FCSB-ului, deplasare la Mediaș, Facila, apoi derbiul cu CFR Cluj, cu Dinamo. Derbiul în care poate să și câștige cele 6 puncte, poate să și piardă 6 puncte, să piardă ambele partide. Așadar, orice este posibil, mai ales într-un derby de România cu Dinamo, urmând ca în ultima etapă să joace acasă cu Sepsi. O victorie facilă, anticipez eu acolo. Așadar, fraților, cam acestea au fost pronosticurile mele pentru această parte a doua a campionatului, pentru aceste ultime 4 etape. CFR Cluj, FCSB și Craiova se vor bate cu siguranță la titlu, în timp ce pentru play-off le avem pe Astra Giurgiu Botoșan, Vitorul Dinamo și poate, prin absurd, și o revenire de senzație a Iașului în această bătălie. Dinamo are cel mai greu program și, după părerea mea, șansele cele mai mici la calificarea în play-off, ținând cont de adversarii pe care va întâlni. Însă cine știe, poate lipsa de experiență a Botoșanului în această a doua parte a sezonului sau plecarea lui Ioniță de la Astra vor aduce o cădere a uneia dintre aceste două echipe și atunci Dinamo va urca în față. Prieteni, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Nu uitați să scrieți și voi în comentarii care sunt pronosticurile voastre pentru acest sezon de iarnă, dacă vedeți acest mini sezon de iarnă. Vă aștept acolo comentariile, nu uitați să dați un like la acest video și un share dacă v-a plăcut și noi ne vom revedea data viitoare. O zi frumoasă, toate cele bune, la revedere!